Percheziții de amploare ale polițiștilor la domiciliul unei persoane bănuite de proxenetism în capitală și județul Ilfov. Descinderile au avut loc după ce polițiștii au obținut informații că într-o locuință din sectorul 2 mai multe femei practică prostituția. În urma perchezițiilor, 17 persoane bănuite de proxenetism și prostituție au fost duse la audieri. În timpul perchezițiilor, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Sector 2 au prins în flagrant mai mulți bărbați bănuiți de proxenetism. Verificările în acest caz au fost făcute după ce polițiștii au obținut informații că într-o locuință din sectorul 2 mai multe femei ar fi practicat prostituția. Oamenii legii au pus în executare 14 mandate de percheziție domiciliară în București și în județul Ilfov și au organizat o acțiune de prindere în flagrant delict în dosarul penal deschis pentru proxenetism. Rechizitoriul procurorilor se arată că în perioada ianuarie-iulie 2024 membrii grupării infracționale ar fi coordonat și supravegheat activitatea de prostituție din imobile din județul Ilfov și București. Suspecțiile ar fi obligat pe femeile care practicau prostituția să-și racoleze clienții și să întrețină relații sexuale cu aceștia în schimbul unor sume de bani. În urma perchezițiilor au fost confiscate sume de bani, iar 17 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.